Acum avem o categorie de droguri sintetice, care sunt pe piața Moldovei, din păcate, foarte larg răspândite, care creează dependență și sunt mult mai agresive într-un timp foarte restrâns. Deci ele sunt încă foarte puțin studiate. Care sunt efectele lor pe termen lung, încă nimeni nu cunoaște, pentru că ele au apărut recent, dar acolo dependența este foarte agresivă. Dacă înainte noi aveam consumatori care 15 ani se aflau în consum și cu ei după asta puteam să lucrăm și, da, aici, timp de jumătate de an, de un an, persoana ajunge la epuizare totală psihoemoțională, da, deci se autoconsumă totalmente și dacă, iată, să concluzionăm, nu știm care sunt efectele, de fapt. Sunt droguri care din prima dată, sunt care din a suta oară. Cel mai corect ar fi să nu încercați niciun tip de drog, pentru că nu știți de care parte a baricadei sunteți, da? Și, într-adevăr, nu știți ce drog luați, cine l-a făcut și care este impactul lui asupra psihicului și fizicului dumneavoastră. Am mai auzit o deviză pe care vreau să o spun înainte de a pleca în pauză și poate tu o comentezi scurt. Dacă poți să nu încerci, nu încerca. Dacă ai încercat odată, încearcă să te oprești aici și dacă nu te-ai putut opri, cere ajutor pentru a putea gestiona starea ta și a-ți aduce cât mai puțin nocivitate ție și celor din jur. Uh-huh. Asta este... Da, este ok, da. Deci, poate fi așa ca să nimeriți totuși în consum și să nu puteți să-i faceți față și atunci, într-adevăr, trebuie să cereți ajutor. Dar dacă puteți, nu încercați, nu o faceți. Dacă v-a plăcut această emisiune, puneți like și share să o poată vedea și altă lume. Pentru a nu scăpa emisiunile viitoare, faceți subscribe la pagina YouTube TV8 și, desigur, nu uitați de Facebook, pagina Efect 96.